Pun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa a 7, în care vom învăța să calculăm prețul de vânzare al unui produs. Cu ajutorul resursei, veți desfășura activități ce vizează competența specifică 1-2. Pentru satisfacerea unor nevoi, oamenii folosesc produse pe care și le pot procura singuri, dar și produse pe care le cumpără, deoarece realizarea acestora necesită procese tehnologice specifice. Deseori mergem la cumpărături cu o listă, dar mai mereu la casă, coșul este plin și suma de plată este mai mare decât am prevăzut. Ce plătim de fapt la casă? Totalul de plată înscris pe bonul fiscal reprezintă suma prețurilor tuturor produselor pe care le cumpărăm, sumă pe care o putem plăti cu bani gheață sau cash sau cu cardul. Ce este prețul? Prețul exprimă valoarea în bani a produsului și este suma de bani primită de vânzător. Pentru a da produsul, și dată de cumpărător pentru a primi produsul. Cum stabilim, însă, prețul unui produs? Prețul de vânzare este suma dintre costul de producție și un adaos comercial numit profit. Costul de producție se calculează însumând toate cheltuielile făcute pentru realizarea produsului. Din profitul adăugat, se va plăti o sumă ca impozit la bugetul de stat. Prietenul nostru se întreabă cu ce preț poate vinde bluza. Întâi va calcula costul de producție, adunând cât a cheltuit cu materialele de bază, auxiliare, secundare, plata muncii, energie, obținând un cost de 90 de lei și 75 de bani. Profitul se stabilește astfel încât prețul de vânzare. Să nu fie exagerat. Adunând costul de producție și profitul adăugat, prețul de vânzare este de 110 lei și 75 de bani. Acum poate să înscrie prețul de vânzare pe eticheta produsului. Acum puteți și voi să calculați prețul de vânzare al produselor realizate în orele de activități practice. Principiul de calcul este același, fie că e vorba despre produse realizate din materiale textile, din materiale lemnoase sau din materiale metalice. Dacă folosiți materiale reciclabile, prețurile de vânzare vor fi mai mici. Valorificați aceste produse realizate de voi în cadrul unei expoziții cu vânzare. Și folosiți banii în scopuri caritabile. Felicitări! Astăzi ați învățat cum se stabilește prețul unui produs, dar sigur veți fi și cumpărători chipzuiți. Mult succes!